În cadrul unui schimb de experiență, mai mulți elevi ai Liceului Voltaire din Craiova, însoțiți de 10 elevi din Lituania și 10 din Portugalia, alături de profesori, au ales județul Mehedinți în căutarea celor mai frumoase obiective turistice. Nu mai este o surpriză de mult faptul că județul Mehedinți este un loc de poveste, încărcat de istorie și plin de obiective turistice, care mai de care mai frumoase. În acest context, în cadrul unui schimb de experiență, municipiul Drobeta-Turnu-Severin a fost vizitat de un grup de elevi din Portugalia și Lituania. Acest proiect în care am venit cu elevii vizează foarte multe obiective turistice. Am vizitat momentan Muzeul Porților de Fier, unde elevii au fost impresionați. Urmează să mergem la Cetatea Drobetei. Momentan elevii sunt, copiii sunt destul de încântați, destul de entuziasmați. Urmează să mergem și la Orșova, la Mănăstirea Sfânta Ana. Apoi vom vizita chipul lui Decebal, poate și o plimbare cu barca pe Dunăre, de ce nu? Un număr de 20 de elevi din cele două țări, alături de cei ai Liceului Voltaire din Craiova, și-au început aventura încă de marți, atunci când au vizitat orașul Târgu Jiu, atât operele lui Brâncuș, cât și Casa Memorială, aceștia fiind extrem de impresionați de cele văzute. Iar astăzi au poposit în minunatul nostru oraș de la Dunăre. Este un proiect foarte interesant, este un proiect Le Multiculturalism, unde am vizitat Lituania și Portugalia, unde sunt copiii prezenți în acest moment. I-am luat într-o excursie la Orșova, Drobeta, Turnu, Severin, la acest castel de apă și este o ocazie extraordinară la liceul nostru Voltaire, pentru că ne oferă aceste proiecte nemaipomenite pentru a pleca în afară. Nu a fost o interacțiune atât de dificilă, întrucât noi am cunoscut pe copiii care au venit, cei din Lituania și din Portugalia, având împreună același proiect, însă ne-am întâlnit în Portugalia și astfel noi deja ne știm, adică suntem prieteni, ne cunoaștem numele și deja am comunicat, nu a fost atât de dificil neapărat. Am fost în Portugalia, colegii mei au fost în Lituania, am fost în Portugalia cu alți 8 colegi. A fost foarte frumos, a fost prima dată când m-am dus în Lituania, în Portugalia, pardon, în Lisabona și da, mi-a plăcut foarte tare. Aceștia și-au început periplul cu Muzeul Regiunii Porților de Fier, Castelul de Arte, cât și Cetatea Medievală. Este o experiență deosebită, ne bucurăm foarte mult. Acesta este un proiect intercultural și multicultural. Elevii vin aici să învețe foarte multe lucruri despre oamenii care locuiesc în aceste zone. Mă aflu pentru prima dată în România și în Drobeta Turnu-Severin. Traseul turistic nu se încheie însă aici. Elevii vor merge la Mănăstirea Sfânta Ana din Orșova, dar și în clisura Dunării, unde vor vizita chipul lui Decebal și se vor bucura și de o plimbare cu barca pe cunoscutul fluviu.